Ați fost convocați pentru astăzi de ședință ordinară prin dispoziția domnului primar numărul 297 din 19 aprilie 2017. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 13, absentează nemotivat domnul Oproiu și domnul Gavrilă. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și poate începe lucrările. Domnul viceprimar, locuitorul de drept al domnului primar, proiectul ordinii de zi. Și colegul nostru. După cum știți, avem două proiecte de ordine de zi. Proiectul hotărâre privind aprobarea planului privind asigurarea resurselor umane, materiale, financiare necesare gestionării în situație de urgență pe anul 2017 și proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunului aparținând domeniului public al comunicării județului Glogoș. Mai este încă președintele comisiei domnului. Da, dacă sunteți de acord să mai așteptăm un pic câteva minute, este domnul Cornel. Acum mașina apare la farmacie. Zice cu mașina direct aici, domnul. Acum nu vă spun. Acum nu vă spun. Asta stai, stai la discutăm cu proiectul, pentru că nu vă spun. Dacă se începe vot, nu, se votează și inclusiv ordinea de zi. Dacă la vot, poate... Hai, așteptăm un minut, așa 5 minute. Mai e un punct, domnul Vice. Diverse, ci numai două puncte sunt pe ordinea de zi. Da, Hai să mai lungim noi discuțiile aici. Eu vă spun că votul începe cu aprobarea ordinii de zi. Da, dacă primim, ori primim. Dacă nu stă că e invitat. Pentru cât au fost... Eu nu răspund chiar. Eronări la numărătoarea punctelor pe ordinea de zi. Mai puneți odată cu ordinea de zi discuții. Și spuneți toate trei punctele de vizionare. Exact, enumerați ce luați la rând. Proiectul ce este primul, ce-i vorba a proiectele astea, povestește-le pe un lemn. Deci, păi, primul proiect e despre cine ar trebui să avem și ce nu avem. La ce situație mai urgent. E coloană cu necesar, cu existent cu... necesar și existent. Procesul verbal din 3 aprilie. La aici.
Cine este împotrivă? Cine se abține? Și eu. Te abții când nu trebuie. Te abții din hotărâre când trebuie, te abții. Votez acum. Domnul președinte, sunt în plan. Vă rog să continuați. Da, am văzut rapoartele de avizare. Sunt două de la cele două comisii, sunt favorabile, cu lipsa asemănării domnului Oproie de la comisia, ce fac cu ele? Le dau, le rămânez. Stimați colegi, înștiințând-vă domnul Florea, viceprimarul și consilierul nostru, cu colegul nostru de consiliere, cu ordinea de zi, supunem spre aprobarea dumneavoastră cele două proiecte de hotărâre pentru ca Primăria Comunei Căiuț să funcționeze în continuare, vorba expresiei domnul Tăricianu, duduind. Ați parcurs, bănuiesc, prin lecturare primul proiect, privind aprobarea planului care să asigure resursele umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2017. Doamne ferește, bănuiesc că nu este nimeni fel de ghicitor în viitor să prevadă o catastrofă din asta, dar e bine să fii prevăzător și să ai spiritul acesta organizatorii pentru a acoperi anumite cataclisme pe care natura văd că în ultimul timp le aruncă spre noi. Numai departe de mensorile care ne-au înmorocit în toate recordurile. Vreau să supun la vot. Dacă la primul punct privind aprobarea planului. Numai era necesar doamna Ciubotaru Cătălina să ne explice un pic mai detaliat de necesitatea acestui program, acestui plan și din partea doamnei contabile șefe, dar probabil că o să știe doamna Cătălina, ce sumă s-a alocat pentru acest capitol, pentru că din câte știu eu, la precedentul Consiliu, când am aprobat bugetul, nu prea am văzut bani. Care mi-e teamă să nu împărțim două paie la trei măgari. Da, deci, da, ai de 7, 9, 7. Da? În sfârșit, cred că sunt de acord cu sărăcia naște sărăcie și de unde nu-i nici Dumnezeu în cer. Dacă asta e suma care s-a aprobat în integritatea bugetului de 2017. 1000 de lei. Păi văd aici nu am un costum de ăsta. 1000 de mii de lei. Nu? Păi sus de mii. Da? Suntem mii sus de în coloana respectivă aveți lista de investiții plus cât s-a alocat efectiv pentru achiziții la serviciul montat de stat de urgență. Noi, de fapt, nu trebuie să facem decât să aprobăm ca principiu acest proiect, pentru că de aplicabilitatea lui răspund ce e drept. Primarul, viceprimarul, secretarul și omul de specialitate din primărie. Aprobare de principiu nu îți dai un pas de ceva. De acord că va fi principiu. Asta e aprobarea în primul rând. Da. Supun la vot. Cine este pentru ca să nu dezbatem nimic? Poftim? A, să nu dezbatem, vă rog, cum te văd. Să scrie cineva la cuvânt de altă. Da. N-am așa pix, nu. Da, eu nu, se numărim. În anexa numărul 1, scrie la asigurarea forțelor de muncă necesare de gestionare spațiul cu urgență. Forțelice necesar și existent.
necesar 10, există 10. Vreau să știu cine sunt aia 10 sau de unde sunt oamenii sau ce sunt. Bănuiesc că sunt cei de la stat de urgență pompieri. Bănuim sau vreau să știu? Nu, noi avem o formațiune de pompieri voluntari, neplătiți. Care e la nivel de comună și eu cred că despre acele persoane. Nici el să nu era corect la expunere de motive, să-i spună de lucru. Da, localizarea atingerea incendiilor. Deci, acea formațiune de pompieri. Deci, vă răspund, de pompieri voluntari. Voluntari, da. Păi, rest, mă, și mai avem... Temporare există așa ceva? Este la nivel de comună, dar depinde dacă există un calificat în Pralea, pentru că în astfel de formațiune trebuie să facă o persoană care a făcut minim armata la pompieri. Deci să aibă niște pregătit minim. Și deci la nivel de comună când s-a făcut, că erau mai mulți, dar cred că au mai plecat cap și au murit de trăsuleții. Matei Mari, da. Era nu dacă puneam anexa la asta și asta, ca să știu și noi, le exigeți și le exigeți informațiile, să știu și noi. General, eu vă răspund că știu, nu iau față, dar era viceprimar, așa era corect. Este un plan, și o să mai vii plan, de satisfacție din urgență și resursii, e în planul care pe lege suntem obligați să le avem la nivel din comună și să le aprobăm. Și a doua problemă este aici cu suma alocată total de 1000 de lei. Sus așa scrie, acum așa scrie. 1000 lei, 10 milioane. Dar uitați ce timp. Dar sus aici scrie. Poate a rămas 1000 lei scrie. Da, a fost lui cu acum. Nu, e de 10 de prima dată, rubrica aici scrie. Păi scrie Iisus în colț, am văzut, dar așa atunci... Atât au fost 19.000, din care pe situații de urgență au fost găsite cheltuieli materiale la CLC. Că a fost ideea să o transferăm la SBSO. Am înțeles asta, dar atunci se treacă, aici se treacă rol și nu lei. Da, dar nici așa nu-i corect. E corect în suma pe coloană. În total, deci 9.000 de lei, nici 1.000 de lei. Ați înțeles? 19.000 de lei. Dar efectiv, ele sunt... Nu-i trec la total. Hai să trecem cu stele, că astea sunt care nu au țin bun. Ceva nu e regulă, că n-are cum să fie 1000 de lei, sunt bani mulți, deci nu se poate. Ați înțeles, e un miliard, că mi s-a părut din start, că nici nu e drept, că nu se corelează. Hai să, ba da, un exa cu investiții. Uitați punctul 12, avem efectuarea lucrurilor publice și inginerești. Din anexa asta se bagă și cheltuielile din lista de investiții. 981,93.000 lei, într-adevăr. Deci, e bine. Deci e corect. E corect. Da. Măcar să știți, deci e corect. Dar pe situații de urgență, 19.000 s-au lucrat. Atât, în cap. Aveți bugetul acasă. Deci 19.000 lei. Da. Nu, era totalul de... Totalul este corect pentru că... S-au alocat un buget. Următoarea întrebare erau de 12, că ați avut sumat din bugetul anual. E lista de investiții. În buget s-au alocat suma care a considerat administrația locală, care nevoitia. Avea nevoie mai mult? Nu mai mult. În anexa 3, sunt mijloacele, valoarea prevăzută în 2007. Hai, doamna secretară, dacă am înțeles, tot aici. Normative, existent, vedeți că e culoare zero. Un tabel cu pompierii, mai spuneți și de la cine s-o spus. Da. Tabel cu pompierii voluntari. Domnul Orcheanu vrea să... Pesate, sunt pesate. Dar doamna, ce botare pe tăi ne-a găsit? Vă dau fără ce. E dispoziție, dată. Dispoziție de primar la menținut... Nouă este pus acum în față un plan, planul ăsta s-a aprobat, planul privind asigurarea resurselor umane și materiale.
La nivel de comună, poate, trebuie gândesc eu să existe un conducător, diriguitor, cu primarul în frunte. Și era interesant ca să fie... Este. Păi da, la planul ăsta, care nu era frumos să nu fi pus tabelona în față nouă. Acum, domnul Matei, solicită tabelul nominal cu pompieri. E bine de cunoscut, de așa, cu sate, de intervenție. Era bine de cunoscut și această componentă a cadrului ăsta organizat. Ce vă oprește, veniți mâine să o luați la zonă? Dar nu, dar ce, nu, eu mă întreb un lucru. De ce oare trebuie să apelăm și să facem solicitări din genul ăsta? Pentru că trebuia, la acest plan, astăzi, trebuia pus în față, cu aia trebuia început. Părerea mea. Considerați cum e bine așa, mă? Deci există așa ceva, nu? Dar cum să nu există? Păi, aia era interesant. Să știu și eu, consilier, să dumneavoastră. Sunt mult mai multe informații interesante, domnul Astru. Păi nu, și atunci... Le aducem toate, le aducem toate. Doamna secretar. Problema... Vă spuneți dumneavoastră că eu nu știu dacă am cerut ceva imposibil. Dar ați cerut și nu vi s-a dat, dar nu are legătură cu planul. Că la resurse umane... Dar eu dacă vreți, la... dacă un plan de intervenție am tocmit în viața mea și eu așa ceva. Ascultați-vă, nu, cum adică? Deci în situații de urgență nu intervenim. Un plan din ăla trebuia și cu numele de telefoane, ale și-a tabelul ăla cu pompieri, și-a primarul, și-a aia. Cu aia sunt șefi, prima dată. Gândesc că, dacă vreți să nu ne aflăm o treabă. Că noi am mai făcut chestii din astea așa. Am zis că împădurim, că instalăm vegetație forestieră, că nu, nu s-a făcut nimica. De data de acum 2-3 luni în urmă. Așa venim și cu ăsta, am spus că ai venit, ai făcut un plan, este planurile, situațiile astea, cadru, pe țară, pe localități, la care te adaptezi și le pui în practică. Vorbim și dai datele care le ai la nivelul comunei. Și e așa de greu. Mâine vreți aia, că am mai zis că și eu am de gând, fac o interpelare, că vreau să văd la ce la ăștia cu munca, vreau să văd o interpelare, dați-mi, vreți mie ce cu pompieri și știm. Ne lungim așa, vorbim și ne nu rezolvăm nicăieri. Dar părerea mea, așa am o rugăminte la dumneavoastră. V-aș ruga să nu mai faceți comentarii asupra cuvântului meu, pentru că nu sunteți dumneavoastră îndreptățiți să concluzionați cuvântul meu. Să puneți concluzii la cuvântul meu. A fost concluzii la cuvântul meu. Păi, dar de ce adică? Când dumneavoastră ridicați o problemă, vă frumos să vă abțineți. Deci să vă scriu la cuvânt. Vă mulțumesc. Să trăiți. Mai sunt doritor de intervenție? Supunem la vot. Cine este pentru acest proiect de propus de Primăria Căinței? Se abține cineva? Eu. Dumneavoastră, vă rog să consemnați o abținere. Cine este împotrivă? Doamna secretară. S-a aprobat. Trecem mai departe, punctul numărul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Căinței. Am mai aprobat o chestiune de genul ăsta la precedenta ședință. Probabil că au fost descoperite sau s-a descoperit alte teren care iese sau trebuie trecut în patrimoniul comunii. S-a completat cu terenul de sus care l-a discutat data trecută. Da. Dar vreți să vă așezeți subliniat explicativ la punctul numărul 2? Terenul ocupat de bazinul de apă de la satul Copeni, noi eram doar de public. S-au făcut verificări. Așa. Și aparține? L-a stăpânit și a fost îndreptățită pădurea Elena, nu la cerul la legii de public în cea. Eu când a venit persoanele respective și le-a spus că pe teren nu are acte nimeni și nu-i da nimănui, toată lumea că au fost căpări. Nu au fost, pentru că nici bazinul nu puteam construi dacă era terenul nu va să-l Nu era trecut în domeniul public chiar ceva.
Bun. Consider că domnul Iulian Durlan s-a înscris la cuvânt. Mai e cineva care dorește să mai vorbească la punctul numărul 2? Supunem la vot. Cine este de acord cu proiectul acesta privind completarea domeniului public în ședința de astăzi? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc frumos. Trecem la punctul numărul 3. Aveți fiecare câte 11 minute. Atunci aveți scădem la 9 minute de viitor. Dacă vă ține cont că avem o 5 colegi care nu prea vor să vorbească, scăpă de tot. Veneam eu cu completarea, că îi rugăm și pe colegii care până acum să vorbească, domnule, să spună ce părere au de felul cum depun ședințele, dacă sunt materialele și subiectele ședințelor sunt oportune, necesare și așa mai departe. Eu dar vă rog frumos să lăsați-mă să-mi iau pixul și să notez la diverse, probabil să înscrie mai mult. Și în ordinea următoare, cu numărul 1, cine este el? Domnul Durlan Iulian. Da. Să mai scrie cineva? Matei. Domnul Matei Ioan. Sunteți Ioan sau Ioan? Ioan. Ioan. Altcineva? De mai este Ioan din Mers. Poate? Da. Posibil să atași cineva ce vrea să spună... Da, spuneți să renunț. Da, bine. Renunț sau continui, da? Da. Roșcan Neluțu. Altcineva? Mai e cineva? Domnul Iulian Durlan, vă rog frumos să... Domnul viceprimar, am ridicat odată problema și domnul Mărcuț. Vreau să spun și eu, am trecut acum într-o seară prin centrul comunii, bine, era o idee care vreau să extind. Puneți lămpi pe centru de aici, că nu-i mare lucru, cu fir până în centru. Cum le ținem pe alea pe dealul Popenului de Ard, ca vodă în Lobădă, chiar v-am mai zis odată, nu înțeleg sensul. Dar mă rog, dacă tot îți spus, lăsați. Mai văd că poate omul noaptea la 12 și vrea să meargă pe deal, că e calor de acolo, nu ești cu o bază, nu știu ceva, nu sunt pietice. Dar vă trebuie 4-5 lente. Zona asta, drept din centru, cât îi să aduceți până aici? Să fie ambele părți. Să punem pe partea stângă? Partea dreaptă, cum vin din centru în coam. Că de aici încolo am reușit de am pus atunci când au fost și urma asta. Nu-i mare lucru. Să faceți acest lucru. Da. Și mai e o problemă care rămăsesc la mine. Vedeți acolo fântâna e la școală Rosetti. Nu știu dacă s-a acoperit. Mi-a zis un cetățean, nu știu când. Poate să cadă cineva neavăcând. Tu stai acolo, nu știi? E gaură, nu? Nu știu. Verici câte lor. Da. Cel puțin spus, din lemn făcut un panou sau o plasă de sârmă, că ați văzut cazurile copiii ăștia ce se dau pe la televizor și să nu chiar poate să fie niște surprize. Vă mulțumesc frumos că v-ați încadrat în cele 11 minute de... Nu am încadrat pentru a dat mai mult. Domnul Matei Ioan, vă rog frumos. Nu este domnul primar aici, însă aș fi dorit să știu care este stadiul implementării extinderii rețelei ca transformatorului, având în vedere că domnul primar a anunțat pe 24 aprilie s-a urmat să deschide și sesiunea la GAP. Dar să știu dacă s-a fi deschis sesiunea și care mai este. S-a depus proiectul, s-a depus pentru transformator, ce să mai știm. Stare că nu se treacă timpul și să ne trezim când s-a depus proiectul de transformator în termenul legal cu de la GAP. Domnul Danil a mai venit, a luat o copie, după drag, el a bat-o pentru două avize și săptămâna viitoare îl depune. Da. Deci se urmărește și este sau mai. Da. Deci este în grafic. Da, se trebuie să ne aplicăm. Da. Mulțumesc. Domnul viceprimar, cred că nu vin cu o lucrare.
Ideea era că la Norcești sunt trei familii izolate, trei case. Lazar, Căiețanu și Durlan. Drumul surpat, deci nu există accesibilitate decât cu picior. Au mers prin grădini, prin acum a venit primăvara, se cultivă astea și nu au accesibilitate. Ei au spus că se știe la nivelul de primărie de problemă, dar a rămas de anul trecut în mediul în campanie. Promisă. Trebuie cumva remediată chestia acolo, pentru că e un punct... Și un alt punct, pentru doamna Alexandra, aș vrea să... era foarte utilă metoda cu mail-ul, materiale pentru ședința de la respectivă. Dar la prânz, noi nu am avut internet. Da, bine, nu a spus, n-am știut care a fost. Nu au. Pe viitor. E bine așa, cum pentru cei care avem. Bine, așa, de ce nu o simt cu în parte, e bine așa. Pun și o întrebare. Da, vă mulțumesc că am trebuit. Pun și o singură întrebare. Nu? Domnul Mărcuț, lați ordinea. Domnul Mărcuț și Ioan. Da, domnul Vici, a trebuit pus un greder de la pod până la Boiștea. Sub orice, la Brâncen Mare și un pic de asfalt mai merge, dar în fapt. De la pod până la intrare și... De la pod până la Boiești, că au și asfalt pe Hildiu. Nu, până la intrare Hildiu și de la ieșire din Hildiu la Boiești. Dacă nu pune asfalt, să nu... Până pune mașina. Știți cu cât și zăpadă și băiești, dacă v-aș fi uzi mai rău... Eu nu v-am zis mâine. Să aveți la atenție. Trebuie să stăm la viitoare, adică îl chemăm, îl ducem. E ca contractul la drumul care a fost ăla... contractul care e cu drumurile, ca să facă contractul așa, așa. V-am spus să aveți în vedere. Mai ales că aveți, domnul frumos, și că la cheltuieli materiale la drumuri, poate are repara și drumul până la pod. Un miliard, eu zic, îl faceți, dacă trageți un strat de 4 de asfalt și nu mai e probleme iar încă 10-15 ani. A terminat, domnul Mărcuț? Da, mulțumesc. Mulțumesc frumos, domnul Orican. Domnul viceprimar, revin cu o întrebare. Întrebând mai înainte, când încep lucrările, când continuă lucrările la drumul Hirtiu-Vâlcea, dacă aveți o dată, să pot eu să spun cum să termin urmei. Și dacă se va mai realiza. Da, ele trebuie să se realizeze, sunt prins în contract. Știu că de, după ce a sunat acum două săptămâni, a sunat pe 7 și pe ăsta Gane care se ocupa cu Vasa, eu promis voi că vinim. Așteptați noi, am zis că vin săptămâna asta. Cel mai bine ar fi evitat unul de la ei. Dar ce mai bine făcut? Păi șanțurile de gata. Șanțurile de vinită, apostamente necorespunzător realizate cât s-au realizat, altele nu sunt făcute, deci șanțuri, apostamente, periate, șanțuri periate mai sunt de făcut. Și azi am cărat piatra aia de la Vincenzi acolo. Iar la intrare, la intrare în Hârtiu, în giratoriu acolo, s-a cărat niște pământ. Pământul ăla este cărat de aiurea, în sensul că nu a fost... trebuie îndreptat. Adică trebuie finalizată lucrarea. Da, da, omul și-a cărat pământul acolo, e bine, că sunt sărate vegetații, probabil putin. Păi oamenii la cerința cetățenilor. Dar trebuie să luăm un pic piatra aia de acolo. Din păcate ea s-o acoperim. Păi, și după aia, când, dacă vine grederul, ca să putem nivela, să facem drept acolo. Deci odată nu aveți odată... Nu, fiecare, sigur să vă spun și să vă promit săptămâna asta, că facem mâine. Dar știu că a fost sunat, eu zic, venim, dar când ce lucrări mai au sau... Da. Vă mulțumesc. Cu mare plăcere, cu permisiunea dumneavoastră, numărul 6 pe ordine de sunt eu. Domnule viceprimar, trebuie neapărat să extindeți sau să înmulțiți numărul de becuri pe strada asta a fabricii până spre capătul ei, pentru că e un singur bec aici la capăt, iar
ieșim din raza becului încolo, este întuneric. S-a încălzit și grupuri gălăgioase de tineri de peste linie își fac veacul pe strada aceasta. Nu mai spun cum invadează terenul și trec prin spătura gardului pe acolo. Ce înjurături de realități și ca să ieși afară noaptea să le spui să potorească, e riscat. Măcar să fie lumină și să, cum să spun, poate le mai e jenă așa, că îi mai vede cineva. A doua problemă. Copiii sunt în vacanță acum. Vor începe școala în marți. Luni nu o să, duminică, luni nu o să lucrez. Puneți băncile alea care le-am ridicat în discuție la școală. Și le faceți o surpriză plăcută copiilor când vin din vacanță, să aibă și la căiuți și la pralea școli pe care să se așeze, urmând ca în etapa a doua să le facem cozoroc cu acela de protecție pentru vremea viitoare. Mulțumesc frumos și vă doresc la școli. La școli le-am dat. Dacă mai sunt probleme, stimați colegi, stimați domne, în legătură cu tematica de astăzi. Deci în legătură cu domnul, da. În legătură cu domnii care au venit și fac studiul geo la podul ăla de la. De ce nu facem podul la benefic pentru amândouă urițele? Pentru amândouă cătunele, de la Pridari. Da. Deci, e sfidător, pentru că facem un pod 10 metri mai la vale de Puntea, care e bună, în partea de la Marinești, și aia de la vale de 12 ani, de 15 ani de zile, sau de 12 ani de zile, din 2009, din 2015-12 ani, nu s-a putut îndrepta un frumar la Puntea aia. Ca să îndreptăm și noi Puntea aia, bătaie de joc, deci îi sfidăm pe aia de la vale. Deci aici e o punte bună, unde este mai la 10 metri mai jos, faci un pod. Și aia de la Vali, aia de la Vali, izolat total. Proiectul nu e sfidător, nu sună așa. Păi nu că e sfidător, dar putem să-l facem benefic pentru amândouă ulițele. Facem direct din imaj, se poate face un studiu și din asta, nu? Și să fac două artere așa și tot ce la amândouă ulițele. Păi așa fac, așa e, așa e. Păi nu are cum să fie așa, vă dați seama, păi dar cum să-l faci așa? Că îl faci acolo la ulița aia, exact acolo la gura uliței și după aia cum te duci așa, marginea unui kilometru, jumătate. Pe unde vrei să studiezi, să studiem proiectul? Nu, dar vrei să studiem acum, de fapt. Pe unde trebuie să cobori? Pe unde sunt gura calei de acces de coborât jos acolo? Pe unde se coboară jos? Unde jos? La oale, jos acolo. Accesul principal, auto, mă refer. Din șoseaua principală? Din șoseaua principală, către Condeș și Marinești. Pe unde se face? Dar nici acolo. Pe unde se face accesul principal la auto din șoseaua principală? Putea să fac exact de unde sunt de la bifurcație. Exact de la bifurcație, nu? Nu era mai bine așa? Îl ducem tocmai la deal 300 de metri, 400 de metri și după aia ce facem? Venim cu... Unii bifurcați. La Moț acolo? Da, nu de la Moț, exact unii bifurcați acolo. Nu... Păi acolo, una e la Prână și... Da, dar ei nu știu la Prână, ei nu mai jos, lângă unde. Nu vede jos, lângă Prână. Infilmează toată zona. Proiectul coboară direct și de acolo în parte. A venit proiectantul, domnule, n-am cum să merg pe ulița asta, să mă duc până la Condeș, că acolo e mai bun, să mă întorc pe partea cealaltă înapoi. Mergem direct și de acolo să faci, să duce și la unul și la altul. Cu dinți din... Așa e cel mai bine, dar nu... Și cu tot ce e filmat undeva lângă punte. Exact lângă punte. La 10 metri mai la vale de punte. Vine și mai măsoară și mai la deal, și mai la vale, face studii geo, face, o să facă tot ce trebuie. Poate rezolvă dacă vrei, mergem la fața locului și nu-i... Dați vești bune aici în Consiliu. Dați vești bune. Păi vești bune, da. Păi veștele bune atunci când... Deci nu poate să facă să vă spune. Mai că aprobați finanțat, mai că vrei finalizat. Atunci am vorbit. Facem podul ăla, măcar să greșteam podul ăla acolo 6. Că nu se poate. Că nu se poate. Dar unde s-a măsurat între, deci cum cobori de la Moța jos și trecerea prin râu, unde te duci dincolo la voi? Mai jos de punte de la Marinești. Mai jos de punte la Marinești. Unde punte la Marinești? Cum exact de unii sunt podul așa? De unii sunt genele. Mai bine te duci, mergi drept, drum, exact drept. Direct trebuie așa, acum. Drumul, deci cum e, spun băieții, vine pe râu, uite așa vine, da? Asta e pe râu, cam așa vine.
te duci și aici cobori, bifurcați, să-ți face aici și așa din drumul ăsta, așa, mai vine, faci un pot și așa. Se merge la fața locului. Înțelegi? Dacă faci un rezultat, dar nu faci un rezultat. Deci fii trebuie. Lăsați să facă, că dacă se face podul, se face accesile laterale. Un buldozer, cine nu vine? Dar eu știu că treaba e bună. Nu, dar treaba e să facă pentru amândouă uriți, să fii... Normal că trebuie să deservească amândouă comunitățile, că nu are cum să facă două poduri unul cu altul. Păi unul singur să deservească amândouă comunitățile. Asta e și scopul. Să dea Dumnezeu să fie... Domnul Vice, mai aveți ceva să ne informat? Mulțumim frumos, cu aceasta ședința se închide.